curent. Păi, guvernul tehnocrat trebuia să aibă exact abordarea inversă, adică să se concentreze pe gestiunea problemelor curente, fără să încerce să abordeze chestiuni de strategie care țin, bineînțeles, de legitimitatea unui guvern politic care are în spate votul popular. Asta e logica democrației parlamentare. Ei refuză, practic, prin ceea ce fac, această logică și se înscriu într-o altă logică. Logica unui guvern care are legitimitate fără ca să aibă în spate niciun fel de vot. Faptul că a fost votat de Parlament, a fost votat de Parlament într-o situație de criză, pentru că noi, mă rog, nu noi alte, dar celelalte partide au considerat că prelungirea unei crize politice nu este benefică în România.